legomena. Din adincurile luminii neîmpărțite a urcat muzica în vreme, purtând intervalele matematice ale vibrațiilor și pulsația mișcării care avea să străbată viața și să lege mineralele în culegerea lor pe pământ între două tăceri. Poate că Prometeu, odată cu flacăra focului, a smuls și unda sonoră. A zvârlit-o în abisurile spațiilor, a uluit armonicele și a prins rostul raporturilor siderale. S-a stricurat prin cataclisme, a articulat intermitențele și a dăruit grai naturii. Omul a privit, a auzit și a țipat. Principiul cântecului s-a născut din groază. Populațiile primitive au organizat cultul incantațiilor ca să se apere de puterile răuvoitoare. Au potrivit ritualul simultan al dansului, cântecului și vorbei. Au încercat să îngâne zgomotele care anunțau primejdia, să reducă la ființa lor expresiile ființelor neomenești care îi înconjurau. Din repetiția incantațiilor a răsărit ritmul, piatra fundamentală a muzicii. Timp îndelungat s-au folosit popoarele de psalmodie, salmodier. În magia peruviană înseamnă formule. Au încântat și descântat bolile, ploile, focul, răutatea candidă a ligioanelor. Orfeu s-a coborât până miezul infernului, a trecut fluviul negru, a răscumpărat pe Euridice, fără alt sprijin decât vraja cântecului său. Și desigur că a fost sfâșiat de Bacante, numai pentru că îndrăznise disonanțele care au frânt armonia și au descătușat fuga lor ucigașă. Din clipa când sunetele s-au dezinteresat de frică, s-a produs un fenomen care subzistă până azi. Omul a căpătat credință în magia laudei, a ridicat glasul într-un cântec monodic, închinat unei dumnezeiri căreia i se supunea de bunăvoie. S-au ivit raporturi de sunete din diviziunea vibrației unei coarde. În templele vechilor egipteni, unde se studiau descoperirile venite din Asia, s-au fixat sisteme amplificate pe urmă de greci. Numărul sacru de 7 a pătruns în știința muzicală. Gama s-a întins ca un fir de păianjeni între mintea omenească și un adevăr neconținut în graiul ei. Actele sociale importante fură precedate de o poruncă sibilină, cântată spre a ciopli virtuțile imanente ale elementului sonor în inima norodului. Investită cu putere universală, muzica deveni glasul religiilor.